Don Rimar. Domnul ministru. Ah, ia uite, bă, lume bună, ce mai faceți mortacilor? Între cum să mai vă vedem? Ce mai faceți? Păi ce să fac? Mă relaxam și eu puțin, ce n-am voie? A, ia stai așa, mă. Ați venit să mă luați cu ziua să vă dau cu sapa, este? Nu, nu e asta, domn primar. Ce, bă, n-am voie să mai stau și eu pe acasă, a? Nu vă place asta? Ba da, domn primar, că și noi mai stăm din când în când. Păi vezi, bă, bă, primar și el nevoie, bă, de o clipă de liniște, mă, de moment de meditație, de relaxare. Păi ar fi cum să vă conduc, mă, dacă n-am mintea odihnită. Corect. Doi, ce frumos ați făcut, ce scaun frumos aveți, ce... Chiar și așa. Bă, știi ce bine te simți în el? Ia uite, te și legeni, a? Ca codru. Ce codru, mă? Codru! Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Unde duci tu, surioară? Ia, mă duc și eu la moară, și zgrăbită, și zgrăbită. Cojuc, dar bravo, mă, știu, am și ațipit pe el. Pe coșbuc? Nu, mă, pe balansoar, dar nu prea am visat frumos. Da? De ce-ți visat? Bă, cam nasol, cam urât așa, că mai dau bacul încă o dată. Și de data asta l-ați luat? Nici, iar m-a prins copiind. Și m-a trezit foarte nervos și plin de transpirație. Coșmar, îi zice la asta. Așa, dacă nu venea coșmar. Păi eu știu de la ce vi se trage. De la balansoarul ăsta. Ce, mă? Balansoarul ăsta, că-l știu. Dar toată lumea știe de balansoarul ăsta. Nu firicele, nu, da. E, nu este. Nu l-ați luat de la Artiles? Așa e, mă. Dar de unde știi? Ia, ridicați-vă puțin, domn primar. Dădeți-vă puțin de pe el. Bine, mă, hai că mă ridic. Gata, ăsta-i. Ăsta-i. Ăla-i. Cât ați dat voi? 300, ce e mult? De lei? Păi, bă, dacă vrei condiții, plătești, băi, dar așa să ne știu, să vezi ce bine te simți. Eu pe ăla? Păi? Niciodată. Domn primar, ăsta și degeaba dacă ne-l dați, nu ne atinge. De ce, mă, ce are? Păi ăsta este alu taxumare al lui Ardiles. Așa și? Deci, acum mai mulți ani de zile a plecat Ardiles cu măsa tasul la o nuntă la Moldova cu niște neamuri. Na, drumul lung, cât a stat acolo, mai s-a îmbătat, mai să nu știu ce, a stat pe acolo vreo săptămână. Când s-a întors, l-a găsit pe tasul mare, fix în balansoarul ăsta. Bun, și care-i treaba? Un om în balansoar? Păi da, dar ăla a murit deja de 3 zile. În ăsta, mă? Fix în ăsta. Păi vă, stai, mă, așa, că nu e bine, mă. Păi nu e bine. Că eu cred că atunci când a murit, el a murit, dar sufletul lui a rămas lipit de scaunul ăsta, știi? Și după aia toți care vine și se așează pe el, îi ia somnul și se bagă strigoiul, a rămas în scaunul ăsta, fix în capul lui și dă coșmarele astea care le aveți toți. Că Ardiles de câte ori îl lua somnul pe el, visa că îl prinde Robi. Eu cred că e scaun blesemat ăsta, adică, na, nu știu, trebuie să scăpați rapid de el. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.